Aproximativ 3200 de absolvenți ai clasei a 12-a din județul Buzău au susținut astăzi a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat, proba obligatorie a profilului. Cei care au terminat liceul la profilul real au dat examen la matematică, iar cei care au absolvit la profilul uman au susținut proba la istorie. Candidații au primit subiectele la ora 9 și au avut la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva. Chiar dacă testarea la matematică este percepută ca fiind cea mai grea, subiectele de astăzi nu le-au creat mari probleme elevilor de la Colegiul Național Alexandru Vlahuță din Râmnicu Sărat. 0 la asta, 0, 3 0. La asta. Panta este Y, X, dreapta Y plus X minus 3. Așa. A fost foarte ușoară în opinia mea, nu știu. Am terminat destul de repede, am încercat să nu greșesc, le-am verificat de nu știu câte ori, am făcut și două soluții la cele care se putea. Nu știu, sper să fie bine. Eu zic că a fost destul de ușor. A fost bine. Chiar avem așteptări, să vedem. Acum rezultatele depinde de bareme. A fost mai ușor decât te așteptai? Da, eu nu eram pregătită, nu merg mai departe pe matematică și mă pregătisem foarte intens, dar a fost mult mai bine decât mi-era teamă să nu fie. La istorie, candidații au trebuit să răspundă la mai multe cerințe, printre care și realizarea unui eseu despre spațiul românesc, de la autonomii locale la implicarea în relațiile internaționale din evul mediu. La istorie și a fost accesibil, ușor, din punctul meu de vedere. La ce notă te aștept? N-aș vrea să spun o notă și să nu o iau, dar cred că o să fie o notă bună, spre foarte bună. Cum au fost subiectele la istorie? Destul de ușoare. La ce notă te aștepți? Cât mai mare, mi-aș dori. Le-ai rezolvat? Da, în principiu le-am rezolvat pe toate și eseul și tot. Acum aștept la o notă cât mai mare. Cel puțin nu ne-am așteptat la subiecte de nivel mediu la istorie, ne așteptam la ceva ce am învățat, o epocă contemporană, ceva. În schimb ne-a dat evul mediu, sperăm că, nu știu, luăm peste 8. Pentru prima dată în acest an, lucrările candidaților vor fi evaluate în centre de corectare din alte județe. Tezele absolvenților buzoieni sunt corectate în județul Vaslui, însă acest lucru nu îi sperie prea mult. Nu mă deranjează în mod specific. O lucrare bună e corectată la fel peste tot. În principiu, corectorii sunt cât se poate de pertinenți dacă sunt luați în comisie de evaluare la bacalaureat, deci n-ar trebui să fie probleme. Pe mine, nu pot să zic, nu mă interesează în mod special media la bac, pentru că am admitere și asta mi se pare esențială de trecut cu brio, dar o să fie bine. Nu văd de ce ar influența nota mea în vreun fel. Toți profesorii ar trebui să aibă aceleași criterii de corectare, deci nu e nicio problemă. În centrele de examinare din județul Buzău nu s-au înregistrat astăzi incidente. Vineri, liceenii vor susține ultima probă scrisă a bacalaureatului, cea la alegere din area curriculară corespunzătoare specializării. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, cu o zi mai târziu decât era programat, pentru că lucrările se corectează în alte județe.